Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Cartea de căpătâi a creștinismului este Biblia. Însă, trebuie să ne punem serios întrebarea cine a decis conținutul acesteia. Pentru a găsi răspunsul la întrebarea mai sus menționată, stând de vorbă cu David Goran, pastor în Biserica Sfânta Treime din Alba Iulia și doctor în teologie. Este Biblia rodul bisericii? Sau Cine a hotărât să intre în Sfânta Scriptură cărțile pe care le avem? Biserica pot să spun că nu a hotărât care cărți să fie în Sfintele Scripturi, ci Biserica a confirmat cărțile care deja erau inspirate de Dumnezeu. Desigur, provocarea a venit din exterior, prin influența lui Marcion, un eretic care a scos din Noul Testament marea majoritatea cărților, păstrând doar o parte a unei Evanghelii trunchiate. Dar ceea ce știm cu siguranță e faptul că și persecuțiile au pus Biserica din nou în postura de a defini foarte clar care sunt cărțile pentru care poți să-ți dai viața în cele din urmă. Așa că biserica a confirmat cărțile care deja existau în uz pe măsură ce primea provocările acestea din exterior sau poate chiar din interior. În privința canonului Vechiului Testament, lucrurile erau cât se poate de simple, am spune, pentru că criteriul decisiv era cele pe care evreii le recunoșteau în tradiția lor ca fiind deja Sfintele Scripturi. Și aici avem mai multe mărturii, inclusiv mărturia lui Iosef Flavius, conciliul de la Iamnia, care a avut loc după dărmarea templului, deci undeva prin anii 90 după Hristos. Avem pe Filon, avem alte mărturii care susțin faptul că cele 39 de cărți pe care le avem noi astăzi, sigur structurate diferit în trei secțiuni, într-o altă ordine, și mai puține la număr, dar asta pentru că, spre exemplu, cei 12 profeți mici erau văzuți ca fiind o singură carte, de asemenea, Rut ca o anexă sau ca o, un capitol sau parte finală a cărții judecători, la fel cazul și cu plângerile lui Eremia. În privința Noului Testament, criteriul decisiv a fost apostolicitatea, sau persoană care să fi cunoscut îndeaproape pe apostol și implicit pe, pe Hristos. Și avem, avem, confirmări în privința modului în care părinții bisericii au recunoscut aceste cărți, cele 27 pe care le conține Noul Testament. Aș aminti poate scrisoarea pascală lui Atanasius, în care confirmă exact aceleași pe cărți pe care noi le recunoaștem astăzi. Desigur, unele biserici tradiționale au incluse așa-numitele cărți deutorocanonice, cunoscute mai mult în mediul evanghelic sau protestant, chiar ca și cărți apocrife. Însă, chiar și unii teologi ortodoxi recunosc că aceste cărți sunt bune de citit și nu le confirmă aceeași autoritate. În materie de credință, ca și celelalte cărți ale Bibliei, care sunt recunoscute ca și Cuvântul lui Dumnezeu. După cum lingviștii se uită la o operă și doar recunosc autorul acelei opere, în același mod și Biserica s-a uitat la ceea ce circula deja și a recunoscut acele cărți de inspirație divină, prin criteriile enunțate anterior.